întrebare interesantă, pentru că până la urmă pornește de la un răspuns pe care trebuie să ne-l dăm fiecare dintre noi. Ce presupune sport? Ce presupune sport acasă? Pentru mulți oameni, sport acasă înseamnă o bandă de alergat, o bicicletă ergonomică sau mai știu ce aparatură complicată. Pentru mine, de exemplu, sportul acasă presupune doar o saltea de yoga și un loc suficient în care pot să-mi întind salteaua de yoga și eventual să am un perete liber pe care să fac câteva exerciții. Așa că încurajez pe toată lumea să se gândească la genul ăsta de sport, la sport pentru care nu ai nevoie de multe propsuri, de multe echipamente. Până la urmă, cred că cel mai interesant și sănătos mod de a face sport este acela în care lucrezi cu greutatea propriului tău corp și pentru asta nu ai nevoie, de fapt, de mare spațiu. Bine, având în vedere că vorbim doar de o saltea de yoga și poate două cărămizi sau câteva greutăți, saltea de yoga se poate rula foarte frumos și pune într-un colț al încăperii, iar cărămizile și greutățile, la fel, pe o mică etajeră, nu sunt adepta unei logistici foarte complicate, adică să iau, să le ascund în niște dulapuri, să închid dușa, să mă duc să le iau. Cred că atunci când vorbim de sport, lucrurile trebuie să fie la îndemână, pentru că altfel vei căuta orice motiv să nu te întâlnești cu ora de sport la tine acasă. Așa că oriunde, la vedere, până la urmă sunt niște obiecte care și ele pot fi interesante, pot fi colorate frumos și de ce nu să le avem în câmpul vizual. Obiectele necesare sportului, da, pot face parte din amenajarea casei. Și aș da un exemplu tot personal. Eu, pe lângă saltea de yoga, am și o bicicletă ergonomică care e un obiect de design, mi se pare mie foarte interesant și care un obiect de mobilier fix în camera respectivă pe care o folosesc nu numai să fac sport, dar câteodată stau pe bicicletă și pedalez în coluri, vorbesc la telefon și așa mai departe.